Săgeata Năvodare are un start perfect în noul sezon al Ligii a doua. După victoriile cu ACS Berceni și CS Balotești, seria succeselor a continuat pentru echipa antrenată de Cătălin Anghel. Năvodărenii s-au impus pe stadionul Flacăra în duelul cu una dintre echipele bune ale seriei Est, Unirea Slobozia. În minutul 20, Toma l-a faultat în careu din postură de ultim apărător pe Ganea și a fost eliminat. Capitanul Ovidiu Vezan a transformat penaltiul și a stabilit scorul final al partidei, Săgeata gestionând bine omul în plus pentru un succes fără emoții. Săgeata este singura echipă din seria S cu 3 victorii și se detașează în fruntea clasamentului. Echipa lui Cătălin Anghel este calificată și în 16-mile de final ale Cupei României după ce a scos din competiție Farul.